Mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța sunt dezinfectate în fiecare zi din cauza gripei. Substanța folosită este un detergent profesional dezinfectant avizat de Institutul Național de Sănătate Publică, având o sferă largă de acțiune. La noi, în mijloacele de transport în comun, acțiunile de dezinfecție sunt uzuale, se efectuează atât seara, atunci când se încheie programul, cât și la fiecare oprire la cap de linie. Cei care merg cu autobuzele RATC văd cu ochi buni măsura luată, având în vedere că până acum sute de persoane s-au prezentat la spital cu diferite afecțiuni respiratorii. Mai multe, la Constanța, 4 persoane au decedat din cauza gripei. E binevenită, bineînțeles, pentru că trebuie prevenit lucrul ăsta, nu trebuie să stăm așa nepăsători și să nu prevenim, să fim cât mai atenți cu noi și să... Totdeauna există pericol de contaminare de astea și... Se întâmplă în autobuse, îi auziți tușind pe oameni? Da, și poate oamenii nu sunt atenți, nu se evită să... Poate își tușește chiar în față și lucrul ăsta poate nu e convenabil pentru noi. Trebuie să ne prevenim, să ne ferim, să... pentru sănătatea noastră. Un lucru foarte bun, dar ar fi fost bine lumea înainte de a începe epidemia de gripă să fie vaccinată, că în deana este aceeași problemă. Mi se întâmplă să urcați în autobuz și să tușați? Vaccinat? Da. Fără să punem mâna la gură, da. L-ați spus vreodată? Nu știu, v-ați atras? Nu îndrăznim. Nu îndrăznim, pentru că e greu să îi aduci pe cineva. E bine, e bine, da. Să fie, da, curățenie, că... Se întâmplă lumea să tușească? Să... Mai tușește, da. În Constanța, măsurile speciale se vor aplica până când numărul îmbolnăvirilor va începe să scadă.